următorul invitat nu vine, el apare pe scenă, umor. Aplauze pentru magicianul Robert Tudor! Hey! Nu putea să vină Răzvan, cineva mâine trebuie să țină emisiunea fresh. Probabil, da. Domnișoarelor, domnilor, onorat juriu, domnul Bendeac, Delia, Bălănel, te salut, Bălănel. Deci am așteptat, nu ți-e să zic Bălănel, te citită când mă țin, dar am zis, bă, măcar să o zic într-o emisiune cu audiență maximă. Ce-i asta, Bălănel? Bălănel, că așa ți se spunea ție, Bălănel. Eu dacă ziceam Bălănel la Neața, nu râdea nimeni. Râdeam noi, între noi acolo. Între noi. Păcând aici... Salută și pe Cătălin, că te înjură. Salut, Cătălin! Salut, magicianule! Tu apari la momentul de pește cu cartofi? Ce? Oh. Gata, mă opresc, continuă. N-am aia cu pește cu cartofi. Cred că sunt ultima persoană de pe pământul ăsta la care se așteaptă să-i facă roast. Și o știe că sunt al dracu rău de tot când îi zic ceva, îi zic pe față. Robert Tudor este un încurcă lume. Eu vorbesc și cu soția lui. Deci, nu știu ce. Robert, facem sarmale seara asta. Deci, cu puterea minții, cine vrea asta în casă, știi? Eu chiar mă gândesc, bă, soția lui e foarte răbdătoare. Doi copii, știi? Dani, m-a dus la niște gagici. Deci n-am văzut în viața mea. Cuib de vieste. Să mor eu, undeva la munte, dar nu era căsătorit. Și o urma să mă căsătoresc. Ce-am văzut acolo, eu am crezut că e prezentare de modă ceva. Bărbați, doar el și cu un băiat. Și eu, cu asistentul. Și a zis, ne-au zis fetele alea, voi nu mai plecați de aici. Și a zis, eu trebuie. Mi-a dat textul, l-am citit, dar să știi, Dani, că am mai tăiat din ele ca lumea, că dădea în doamna Mihaela. Mai tare decât ai dat tu. Stai. Invidia. Mi piace. Pa. Mâine la Neața o să vedem cu ochii umflați în cap de la atâta plâns pe Dani. Să știți că nu e ușor să fii magician. Văd că încercați și voi aici niște trucuri. Vreți să resuscitați vedete obosite? Dar... Așa, da. Da, are și magia limitele ei. Dani Oțil. Sau cum să fii invizibil pentru public, deși ai 4 ore de matinal și alte multe ore de stat degeaba în prime time la X Factor. Așa e. Stai degeaba. În lumea televiziunii el este motivul... Băi, că aolo, băi! În lumea televiziunii, el este motivul pentru care Răzvan pare atât de inteligent. Știi ce am înțeles eu la tine? Numele ăsta, Dani. Că nu e nici Daniel, nu e nici Dan. Ce mă intrigă e că pare un plural, Dani. Ori e pentru că tu te crezi deștept cât doi, ori e că pentru Răzvan, când se uită la tine, vede ca și când ar vedea doi. Te reagumă. Asta este. Și a început cariera cu o față imprecisă undeva la granița dintre Naomi cântăreața masculină și un elev la seminarul teologic. Hocus pocus, și-a lăsat barbă și se crede bărbat. Dănuțe mai mult până la Conchita Ursu. Vurs, Conchita Vurs. Așa zic eu. Dar cum citești tu, când nu s-a scris ca lumea acolo în text? Mi-a scris, mă, dar nu mi-a zis cum să zic. A câștigat la Eurovision. Aici Burs. N-ai văzut, aici contează talentul, că de-asta. Apropo de urs, Dani, că aici urmează gluma cu ursul. Deci mai țineți minte când și-a desenat Dani penisul pe bluzi? Da, mă, da. E ca și când, dacă n-ai, să-ți desenezi. Cum să vă zic eu să înțelegeți mai bine problema? E ca cum ar purta Dan Badea perucă. Pentru că are păr, dar tot el rămâne. Ah, e, mă, asta. Dani, vine gluma cu Mihaela Rădulescu. O aștept. Mihaela Rădulescu a intrat în relație cu tine după divorțul de un om cu statut social și o avere considerabilă. Parcă voia cu tot din adânsul să-i demonstreze că poate să trăiască și cu puțin.
Apropo, am auzit că vinzi garsoniera în care îți dădea meditații. Te și citesc, Dani. Ai zis așa. Garsoniera asta... Dar stai, ce-i vocea asta? Vocea ta. A zis așa. A scris istorie în această garsonieră. Are pereți încă încărcați. După cum te exprimai clar, nu predai limba română. Mai tăiem puțin ritmul, povestesc aici despre Cătălin. Eu sunt un mare fan Paraziții și Chelu în special. Știu versurile pe de rost. De aceea profit de ocazie și vreau să-l felicit pentru consecvența sa în cariera muzicală, aproape 30 de ani, vreo 15 albume, 10 și 10 de piese, și îmi place că din 95 și până în prezent folosește același beat. De asta așa. Aici era mai urât, dar am potolit-o eu. Ia, zi cum era. Dă-o potolită. Era nasoală, dar nu. Zi. Arată ca un iepuraș speriat scos în pălărie acum, domnul magician. Că, și că tu folosești același beat, că nu știu ce, că... Păi cel mai bun. Continuă. Hai. Trecem din nou la Dani Oțil. Mulțumesc. Delia, și despre tine am tăiat. Am tăiat mult alea cu mâncarea, mi le se păreau... Pe ce? Păi toată lumea deja mi se mă... Așa, deci Delia, cealaltă cântăreață care crede că e cea mai bună din România. Asta bună. E bună asta. Da. E bună. Deci este cealaltă. Da, suntem două. Am văzut că tot te îmbraci ca Gașca Zurli și scoți piese mai rar decât câștigă Dani curse. N-ai single nou. Păi cum nu? Măcar el încearcă. Știi cât se chinuie să pună scara să se urce în mașină? Și când se dă jos de mașină, îl așteaptă pompierii cu plasa aia de salvare. Te dai jos de mașină. Șerban Copoț. Au scris foarte urât de Șerban Copoț. Ia uzi, ne face primirea în platou. A avut dificultăți să învețe să scrie. Credeam că e doar afon, dar se pare că e și incult. An de zile s-a semnat cu X. Dar nu știu. Am lăsat așa. Lască vitul. X-ul de la Animal X? Da. Asta n-am înțeles. Acum da. Pe Ilona, ce să mai spun? Spune înfățișarea ei suficient. Parcă Dumnezeu a jucat zarul cu formele de pe fața ei și a zis Ilona Brezoianu. Este o răutate. Tu știi, Robert, că Bendeac te-a imitat la un punct. Da, da, da. Dani se simte acum ca acasă, nu mai bagă nimeni în seamă. Ia uite, Dani! Dar zi-mă și de Bendeac ceva. Am la sfârșit. Nu știu că l-ai uitat. O să zică, mă, stai. Dani Oțil e super. Un bărbat viril, inteligent, frumos. Dar nu o zi de parcă o citești. Lasă că ăsta-i farmecul, măi, las-o. A, nu mă, asta era pentru Răzvan. Super bărbat Virgil, inteligent, frumos, Răzvan. Super bărbat Virgil. Uite asta. Orice spune noi, tu rămâi un tip fresh cu sufletul tânăr, un Marian Nistor cu paltonul tras pe pielea goală care strigă noaptea după femei în scara blocului. Domnișoară, domnișoară, și cu banda aia. Dar face și lucruri bune. Recent s-a căsătorit și a născut un copilaș superb. Îi iubește pe amândoi în... Stai așa. Asta nu am înțeles nici acum. Recent s-a căsătorit și a născut un copilaș superb. Îi iubește pe ambii enormi. Tu ai doi copii. Mă, soția. A, că e mică, că e alea, da. Magia lui e mare, mă. Ei, ai știut! Dani pare genul de om. Ba, asta nu mai citesc, las. Trec direct. Fii atent, asta îmi place mult de tot. Nu ți-au ajuns alea 4 ore de la Neața? Da. X-Factor. Acum așa ai umor. Ce o să mai urmeze? Revelion cu Dani Oțil. Apropo de Dan Negru, știți că a plecat, nu? Mm-hmm. Deci viața oamenilor e un revelion în fiecare zi.
Băi, nu e frumos, e colegul nostru, a scris istorie în lumea asta. A fost. Da, mă, dar e colegul tău, nu ești colegul meu. Ia uite, Dani, am impresia că îți găsești tot felul de joburi numai ca să fugi de acasă. Măcar nu mai face reclamă online. Bă, faci la toate, mă, mâncați-aș gura. Să mor eu. Deci faci la ciorap, da, Dani, o ți-l face. Ai făcut la aspirator, faci. Ai făcut la telefoane, faci. La garsoniere, acum la imobiliare. Bă, știi ce ne-am înțeles eu? Deci tu ți-ai deschis a doilea restaurant, a doua cafenea. Tu aveai nevoie de 2-3 oameni ca să angajezi acolo, da? Și tu ai dat anunț pe... La Neața, cu Răzvan și Dani, unde se uită sute de mii de oameni, da? Da. Pe canalele tale de socializare să angajezi doi oameni, mă, care au nevoie de bani, să le dai bani, da? Da. Deci tu n-ai reușit, că nici acum nu l-ai deschis, nu? Și tu ai impresia că făcând reclame la alea, reușești să vină oamenii să cumpere produsele la care, pe care tu le... Băi, a fost la nuntă? Robert, lasă foile alea! Băi, am impresia că le faci pe degeaba. Este foarte simpatic. Auzi, nu-mi pare rău că nu te-am chemat nici pe tine la nuntă. Nu la botez, ni la... Asta e. Ni la prima nuntă. E, nu o să vin nici la a doua. Domnul Mihai Bendeac! E, asta așteptam. Dă tare. Ia. Am băgat și eu în textul ăsta, să știi. Hai, te rog. Mihai Bendeac, un actor care n-are nevoie de prezentare pentru că vorbește în continuu despre el. Corect. În sfârșit, ți-ai găsit nașul cu venirea lui Dani Oțil aici. Nu ai tu degete la mână la câte femei a avut Dani. Și d-alea interzise, atenție. Deci, mamă. Cum te zic eu? Bărbații femeilor pe care le-a avut Dani prezentau emisiuni la televizor. Și el avea poze cu ele dezbrăcate. Bravo, Dani. Că am auzit în podcastul. Și la Dani e mai greu de cucerit. Asta e așa. Păi dacă vă zic că e nebun. El e nebun. Și tu nu ești. Și la Dani e mai greu de cucerit. Pentru că el nu le convinge ca tine doar să le lingă degetele de la picioare. El merge mult mai departe. Și pe lângă toate astea, o să înveți un lucru foarte important de la Dani, că e foarte ușor să ai o femeie, dar mai greu e să o păstrezi. Da, Dani, aici cu tine am fost. Da? Tu semeni foarte mult cu Ricușor Dan. Adică că amândoi vă doriți lucruri mărețe și vă băgați și nu reușiți. Și amândoi ați vrut să vă sinucideți. E în camelodia aia lui Om Bladon. În fața parlamentului cu benzină m-am stropit, credeam că a reușit atât de tâmpit să fii, să nu iei la tine un chibrit, sufăr de depresii nervoase, excese de panică, sunt om... Mai umilit! Dacă mă vedeți, dar umor înseamnă că n-a reușit. Da. Bun. Deci, mă, dacă... Bun. Și-am zis, mă, că le știu pe din afară. Făceam flotări în garaj când ascultam muzica la paradis. Așa. Am ajuns la numărul de magie pentru că am adus și un număr de magie. Deci, indiferent de cum ai muta, cum ai juca în acest număr de magie, la sfârșit vom avea adevărul din această emisiune. Adevărul tot timpul este la iveală. Dați-mi voie să vă mulțumesc, asistent. Asistent e Rață. Domnul Rață, mulțumesc. Ați mai jucat, domnul Bendeac, X și 0? Da. Și eu, de exemplu, dacă pun 0 aici și rămâne în mijloc, dumneavoastră puteți să puneți X oriunde dorește limioara dumneavoastră. Deci cum mă uit eu? Dreapta sus. Dați-mi voie să vă arăt. Deci dumneavoastră a spus aici. Înseamnă că eu o să pun 0. Atenție, nu v-am influențat, nu v-am făcut nimic. Iau ăsta și îl pun aici. S-a lipit deja. Unde puneți dumneavoastră X este întrebarea mea. La mijloc sus. La mijloc sus. Dacă puneți la mijloc, eu o să pun 0. Înseamnă în partea asta ca dumneavoastră să nu mă blocați. Acum, fără să vă influențez, unde doriți dumneavoastră să puneți X-ul? Unde sunt obligat, dreapta jos. Dreapta jos, Doamne ferește, nu v-am obligat eu, dumneavoastră a zis. Așa, 0 eu o să pun, că nici eu nu sunt prost, domnul Bendeac. Aici. Spuneți-mi unde vreți doriți să puneți X. Mă auto-oblig stânga-mijloc. Stânga-mijloc. Și nu rămâne decât, atenție, să pun eu 0 aici. Domnul Mihai Bendeac, eu dacă puneam un 0 altfel sau un X altfel, se ducea dreapta cu toată magia. Corect. Pe spate e un puzzle. Dacă reușește să ne spună acest puzzle adevărul, vom vedea.
Îl întorc invers. Dați-mi voie să vă arăt. Bă, la perfect. Deci nu ai văzut un păsăr la cum. E extraordinar, bă. Băi, extraordinar. Deci puteai să încep. Mă jur, de unde voiai tu? Vă zic și cum să faci dacă vreți. Partea ta sau partea mea? Că asta vreau să știu. Este o minciună. Deci, mă rog, numărul... De ce e minciună, mă? Este, numărul este fair și este corect. Robert e unul din cei mai talentați băieți pe care îi cunosc. Mulțumesc, domn. E și un pic nebun, dar na. Ați văzut că am tăiat lucruri rușinoase despre voi, să știți. Mă jur. Dar nu trebuie. Ceea ce mă frapează este faptul că un om atât de dus cu pluta încă face istorie în România și în fiecare vineri la Neața rupe audiența. Unu, doi, nu înțeleg cum un om atât de nebun a reușit să aibă o familie atât de reușită cu doi copii frumoși. Fac dragoste, Dani. Ceea ce ne dă tuturor o speranță. Mulțumim, Robert, ești mulțumesc. Te pupăm. Da. Da. Mulțumesc, mulțumesc și spor în continuare. Mersi. E foarte mișto și are și un